Credincioșii parohiei Soporul de Câmpie din județul Cluj au primit astăzi binecuvântarea arhierească. În biserica parohială cu hramul Învierea Domnului, Sfânta Liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. După citirea pasajului evanghelic, Părintele Mitropolit a vorbit despre lecția dată de Mântuitorul celor din Ținutul Ghergesenilor. Întrebarea pe care ne-o punem este următoarea. De ce a îngăduit Domnul Iisus Hristos să intre draci în porci și să li se facă pagubă oamenilor? Motivul a fost următorul. Cei din Ținutul Ghergesenilor erau cuprinși de două patimi, de două păcate. Pe de o parte le era credința slăbuță și pe de altă parte erau lacomi de avere. Credința le era slabă, pentru că era o ceată de evrei care nu credeau nici în suflet, nici în înger, nici în diavol. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos le-a făcut o demonstrație practică să vadă că există și diavol, există și înger. Nu mai pomenim că peste toate este Dumnezeu. Altfel, cum ar fi putut ca la o comandă o turmă întreagă de porci să se încoloneze și să se arunce în mare, dacă n-ar fi fost cuprins de diavol, de duhurile acestea nevăzute, dar rele. Și al doilea motiv a fost acela că a vrut să-i tămăduiască pe ghergezeni de păcatul lăcomiei. Erau evrei și nu mâncau carne de porc. Dar de ce creșteau o turmă de porc? Ca să facă comerț, să-i vândă. Erau lacomi de avere. Iată de ce Mântuitorul Iisus Hristos, pedagogul absolut, a vrut să-i tămăduiască de aceste două patimi de care erau cuprinși locuitorii din Ghergesa. În cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un preot, pe seama parohiei Ciceu Poieni, protopopiatul Beclean. Pentru întreaga activitate desfășurată, părintele paroh Ioan Someșan a fost hirotesit sachelar. De asemenea, binefăcătorii și membrii Consiliului și Comitetului Parohial au primit diplome de cinstire. În Soporul de Câmpie s-au întâlnit în mod fericit slujirea preoțească cu credința și ascultarea credincioșilor. Și această împreună viețuire a dat rod frumos de-a lungul vremii. S-a ridicat această frumoasă biserică mai de mult sub ascultarea părintelui Nicolae, s-a ridicat biserica de la mănăstirea Sfânta Treime, s-au pus bazele, astfel, obștii mănăstirești de acolo. Acum 4 ani a venit ca preot paroh, după pensionarea părintelui Nicolae, părintele Ioan Someșan. Realizările nu le mai reamintesc, dar s-a înscris în aceeași linie a slujirii lui Dumnezeu și a omului. La final, părintele Mitropolit Andrei a binecuvântat lucrările de renovare și extindere efectuate în ultimii 4 ani la casa parohială. Este o zi deosebit de importantă pentru comunitatea noastră, prilejuită de prezența în mijlocul nostru a înaltpreasfințitului părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, căruia îi mulțumim pentru prezență, slujire și cuvânt. La finalul arhiereștii liturghii, înaltpreasfinția sa a binecuvântat lucrările de renovare de la casa parohială. Îi mulțumim bunului Dumnezeu și tuturor celor care ne-au fost aproape și rugăm pe Dumnezeu să ne dorească putere și spor în tot lucru cel bun. În localitatea Soporul de Câmpie a existat o biserică ortodoxă încă din anul 1670. Actualul lăcaș de cult cu hramul Învierea Domnului a fost construit între anii 2006 și 2011.